În noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Să-l liniști hipopotamii sub raza lunii de creștări. Astăzi, la Stare de Spirit, am întrebat oamenii ce se putea face cu 9 miliarde de lei vechi și dacă consideră că este echitabil ca acești bani să fie aruncați pe apa sâmbetei. Mai exact, este vorba doar despre o mică sumă din raportul Curții de Conturi descoperită asupra unor aspecte de regulă penale ce se regăsesc în primăria Turnul Severin, unde Gheorghe Primar, depistat de Agenția Națională de Integritate ca fiind incompatibil, se pare că are zilele mandatului numărate. În urma unui control al Curții de Conturi la primăria Drobeta Turnul Severin au fost depistate mai multe nereguli. De exemplu, în anul 2012, când s-au făcut investițiile la cimitirul Sfântul Gheorghe și la stadionul municipal, se pare că s-au plătit pentru niște lucrări care n-au fost executate sau s-a plătit mai mult pentru materiale, manoperă și așa mai departe. Ce părere aveți ca și cetățean al acestui oraș despre această situație? Dacă îs nereguli, sigur trebuie ca Curtea de Conturi să le ducă mai departe și să ajungă acolo unde este necesar, adică în justiție, pentru că numai acolo poate să limpezească lucrurile. Nimic nu este imposibil. Suntem în țara unde, cu adevărat, surprinzător, peste tot, apar unii primari, apar probleme. De ce? Pentru că banul este, cum îi se spune lui, eu face cu ochiul la om. Eu nu-i spun așa pentru că creștinește nu folosesc acest cuvânt. Deci nu este nimic imposibil, dar până când nu vedem rezultatele care le va da justiția, pentru că Curtea de Conturi va depune acolo, nu putem să mergem mai departe cu presupunerile sau să condamn pe cineva. Atunci când lucrurile sunt limpezi, ne spunem altfel părerea. În rapoarte se vorbește despre o sumă nejustificată de 9 miliarde de lei vechi. Ce credeți? Am fi putut face altceva cu acești bani la noi în oraș? Categoric că s-ar fi putut face mult mai mult și în special pentru necăjiți cum sunt cei din Gura Văii, la sanatoriu acolo pentru oameni care năpăstuiți de soartă, nici ei n-ar fi vrut să ajungă acolo, dar au ajuns. Deci pentru ăia puteam face mult mai mult. Mai avem și copii într-o situație destul de gravă, care la fel ar fi putut să beneficieze de aceste fonduri. Dar noi nu facem asemenea investiții pentru că nu avem beneficii. Noi facem investiții acolo unde rămâne și cota noastră. Fără o asemenea cotă, noi nu facem niciun fel de investiție, indiferent câți bani am avea. Banii se folosesc acolo unde intră și buzunarul primarului, altor, pentru că nu este nici el singur. E un consiliu cu care colaborează și toți, nu vedeți, avuserăm un rând de viceprimari, acum avem alt rând de viceprimari. Deci, soarta este așa după cum ne bate vântul. Acum primim vreme bună din Africa, mâine primim vreme proastă din altă zonă. Eu am 73 de ani. Să știți că și înainte de moartea lui Ceaușescu se întâmpla așa ceva, dar într-o limită de 2,2 până la 2,8% și se vreau în devizul general neprevăzute. Era în lege. Acum a fost tăiată chestia aia cu neprevăzute și acum e fără limită. Nu trebuie să ne mirăm la chestia asta. Vedeți și dumneavoastră câte arestări sunt, câte fac. Important e ca lumea să știe că sunt aceiași conducători PCR. E același partid, e unul singur, PCR-UDMR, PCR-PSD, PCR și așa mai departe. Nu trebuie să ne mirăm. Înainte era ca eu care am vârsta asta, știu că erau numiți director tot, aveai 3-4 clase, erai director, nu? După aceea s-a mai modificat ceva și nu prea asculta lumea și i-au făcut inginer doctor cu Ștefan Gheorghiu. 2 ani inginer, 2 ani doctor, 2 ani economist. Acum s-a revenit înainte nici cu 3 clase, cu 0 clase, da?
Asta, și cu zero clase. Și nu trebuie să ne mirăm, întrucât de la plecarea regelui din țară forțat, toți conducătorii României au venit din pârnaie, din închisoare, nu? Gheorghe Gheorghiu, deci cu toată șleatca din închisoare, Ceaușescu din închisoare, iar acum ăștia care ne-au condus, cine ne-a condus? Secretarul de partid pe țară la Tineret, Iliescu, da? După aceea al doilea președinte, eu vorbesc mai de președinți, da? Constantinescu, fost secretar de partid la geologie, nu? Iohannis n-a fost membru de partid. Așa spune el, n-a fost, eu îl cred. Dar să ai din 7 consilieri, 5 alunăstase, numai acești oameni, nu? Membrii de partid, de când din România până acum ai Partidului Comunist, au fost 3 milioane și ceva. Din 24 de milioane, nu? Din 24 de milioane minus 3 sunt 21 de milioane. Din 21 de milioane, 4 consilieri tot de la partidul ăla. Un control al Curții de Conturi la primăria Drobeta Turnu Severin a scos la iveală unele nereguli. De exemplu, în 2012 s-au făcut unele investiții la cimitirul Sfântul Gheorghe și la stadionul municipal, unde se pare că s-ar fi plătit pentru niște lucrări care nu au fost executate sau s-au plătit mai mult pentru niște materiale, mai mult decât trebuia. Cum vedeți ca și cetățean această situație? Păi, doamnă, eu știu ce să vă spun aici. Eu, de exemplu, am avut o mașină și am vândut-o fără acte. I-a dat o nevastă mea la cineva. Și la Malovăț. Acolo n-a păstrat chitanțele de acolo și mi-a venit de la Cuntea, de conturi a controlat acolo, 20 și ceva de milioane. Noroc că l-am găsit pe ăla de acolo, că ăștia la primărie nu păstrează nimic, nici un act, nimic. Și am trebuit să mă rog de ăla să-l caut până la coadă, am deschis și proces ca să pot radia mașina asta de tot, de pe numele că e al lui soția. Și când m-am zis acolo, păi doamna, am plătit, uite, omul ăla a plătit până în data de, până în, la sfârșitul lui 2012. Nu știu, domne, noi chitanțele, dacă nu aveam chitanțele alea, dădeam bani. Asta e. Ce să zic, aceeași treabă și aici. Domne, vorbim despre o sumă nejustificată de 9 miliarde de lei vechi. Puteam face altceva cu banii aceștia? Ce părere aveți despre faptul că nu este justificat? Fi fost o greșeală acela Severin, că ăștia parcă sunt mai cum să cade acela Severin la... Curtea de Conturi în rapoarte totuși spune că n-a fost o greșeală, s-au plătit... Eu am fost și la ei aici la Curtea de Conturi și mi-a spus, domne, mâncătorii de bani, mâncătorii la greu. Credeți că puteam face altceva cu banii aceștia care nu se justifică? Se putea face altceva, se putea face multe. Ca și cetățean, v-ați dori să fie mai multă transparență, să știm și noi unde merg banii publici și în ce se investesc și câți? Așa ar fi normal, așa ar fi normal. Să spun, uite, domne, ce am făcut, atât a costat asta, 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 așa e la altă.